Sistemul de gospodărire apelor Maramureș și a început lucrările de reparație ale fațadei la centrala hidroelectrică, precum și la servomotoarele de tivane ale conductei energetice ale barajului strâmtor Firiza. Reprezentanții SGA Maramurei spun că sunt necesare pentru eficientizarea funcționării uzinei hidroelectrice 1. Mai mult precizează că amenajarea strâmtori Firiza este exploatată în condiții de siguranță, conform autorizației de funcționare liberate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. De asemenea, spun că nu va fi perturbată nici aprovizionarea cu apă a municipiului Baia Mare. A fost aleasă această perioadă pentru că temperatura din corpul barajului este apropiată de cea exterioară și nu se creează condens, fenomen care încurcă lucrările. Cei de la SGA Maramureș estimează că aceste lucrări vor fi finalizate în 3-4 săptămâni, dar termenul este condiționat și de vreme.